Cu cine ați ținut? Cu sârbii dumneavoastră sau cu CFR-ul? Nu, nu, cu sârbii. Cu sârbii ați ținut? Cu sârbii, normal. Păi cum, cum o să țin cu CFR-ul? Că în momentul când ne duceam la Cluj cu domnul Badea, dar domnul Badea probabil că a uitat și cu... Mâncam la prânz cu Ioan Rus, fostul ministru de interne, atunci l-am cunoscut și pe Dâncu. Ioan Ucu Rus, spuneți. Da, Ioan Ucu Rus. Și în momentul în care, în care ne duceam la meci, ei spuneau, mergem, domnule, noi suntem cu Cluj. Ce să căutăm noi cu CFR Cluj? Și am rămas mut, dar mă rog, se întâmplă în ziua, în ultimii ani de zile, să pierd tradițiile, să pierd, să pierd respectul față de, de niște iubiri incontestabile de echipe, de tradiție. Și acum sunt cel care administrează Dinamo în condițiile astea, este Mureșan, care nici nu ne băga în seamă. Și mai mult decât atât, nu îi lăsa să intre pe suporterele lui Dinamo. Dar niște suporteri foarte reușiți. Fac distincție de 10.000 de mii care sunt oameni extraordinari, care au încercat să ajute Dinamo, dar nici nu m-a surprins și nici nu mă așteptam la altceva când la un interviu care l-a dat, mi se pare, și la voi, Timescu, și care a spus că eu aș fi fost o soluție în redresarea situației, sigur, era ceva imaginativ, pentru că nu mai sunt să mai conduc nimic, am vârsta mea, am uzura mea. Sigur, pentru tineri, un sfat de la un om cu un anumit trecut și care e legat de Dinamo și care a trecut în situații de genul acesta, că eu am construit echipa din 98, obligându-l pe antrenorul care era în 96-97 să joace cu 8 jucători de 20 de ani, dar care fusese rotați. Erau pregătiți, făceau antrenamente speciale de individualizare, nu ceea ce este acum. Da. Deci, și mi s-a spus foarte, am întrebat de curiozitate, mă spune și mie, cine sunt, ce tu mai dăm DDB? Tu mai DDB, eu... entitate foarte mare, foarte largă. Și doi tipi, Tararache și cu Angel. Dacă au ajuns ca două specimene de genul acesta, care nu vreau să, să conducă 15.000 sau să facă ce vor numele la 15.000, 16.000 de suporteri, ca să nu mai spun că nici de conturile nu sunt deloc clare, dar nu, asta e cu tot o altă discuție. Da. Sigur că dăm voie să... într-o dispută de genul acesta să țin cu sârbii. Asta ne însemnând că sunt jumate-jumate. După mamă sunt sârb. Chiar acum o verișoară de mea mi-a trebuit niște fotografii foarte interesante cu maică-mea, Dumnezeu să o odihnească. Da. Domnișoară de onoare până anii 30 la o căsătorie unor prieteni până Târgoviște. Ce lume, ce uniforme, ce papioane adevărate, nu ce am văzut zilele trecute la ziua Marinei, ce figuri care purtau într-adevăr papioanele, să vedeau... Îl amuzați pe domnul Dinu Gheorghe, râde de Marine. De ce râdeți, domnul Dinu? De ce spune asta? Se referă la un personaj care participa la ziua Marinei. Nu mai vreau să mai... Deci am ținut cu sârbii, dar care au câștigat la pas. Este una din... echipele modeste ale tradiției sârbești, dacă vreți, Steaua Roșie Belgrad. Pe un exemplu de tradiție, de demnitate, de respect față de niște echipe care au scris istorie, atât prin felul în care sunt conduse, pentru că cel care este președinte, Terzici, este un personaj mai mult decât ar fi cunoscut și respectat în fotbalul sârb, a fost și președintele federației, apoi am o prietenie cu mulți jucători, începând cu președintele lor de onoare, care este Giaic, și cunosc foarte bine Belgrad, am fost de multe ori, am prieteni în toate punctele de vedere acolo, vorbesc cu ei de multe ori aproape zi de zi,
Dar, repet, o echipă modestă care, fără să forțeze așa, doar din niște automatisme de joc și dintr-o inteligență de joc, le-au dat 4 goluri celor de la CFR și mai putea să le mai dea vreo 2, da, că s-au jucat. Deci diferența este foarte mare, dacă vrei, de tradiție, de administrare, de respect, de demnitatea acestei tradiții. Vedeți că se vorbește că Steaua Roșie își poate permite salarii de 500-600 de mii. Dom'le, ei își văd foarte bine interesul. Gazpromul, care vedeți că joacă pe piept cu el, le dă vreo 6 milioane de euro pe an. 5 milioane la prima echipă și 1 milion la academie. Și ați văzut că și ei au ajuns să mai facă niște importuri și la ei lucrurile nu mai sunt ca altă dată, mă refer la o siguranță a vieții din multe puncte de vedere și într-o oarecare măsură nici academiile lor nu mai produc cum produceau. Dar și-au păstrat tradiția, renumele și jucătorii sârbi nu întâmplător sunt căutați pretutindeni. Iar apoi, ceea ce nu știe lumea, este o echipă ca și Partizan, ei își respectă echipele, nu s-a ajungă niciodată, cum au ajuns la noi, echipe de marcă, de tradiție, din neatenția și lipsa de demnitate de multe ori a celor care le-au condus în insolvență, faliment și așa mai departe. Pentru că mai vă dau un singur exemplu. Bugetul lui Steaua Roșie Belgrad este în realitate vreo 35 de milioane de euro. Și vă dați seama că eu știu ce spun. Da. Dar deci cam dublu față de CFR Mister. Poate nu. Mai mult de oficial, dublu. Oficial este doar 15.000. Restul milioane vine de la stat în diferiți sponsori, în diferite combinații, suporterii care nu se amestecă, n-au nicio legătură cu ceea ce înseamnă conducerea echipei, unde sunt oameni legați de fotbal care se confundă cu această echipă. Îi respectă tradiția și își merită poziția și, bineînțeles, există undeva o justiție imanentă, fără să forțeze, au maturat pe jos cu CFR-ul. Da. Mister, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui schimbat și o mudică, pentru că s-a vorbit despre faptul că dacă n-ange în Europa League în grupe, ar putea fi demis. No, nu cred că se pune o astfel de problemă. Problema care s-ar pune este că și acolo, cum se aleg antrenorii, nu sunt departe de FCSB. Au schimbat și ei, cu excepția lui Dan Petrescu, au avut și ei niște oscilații, cam 2-3 antrenori în ultimii 2 ani de zile, adică cam un an și jumătate. Da. Deci de aici pleacă o nesiguranță a celor care conduc la noi. Greșelile nu le face poporul, el le suportă săracul, spectatorii. La fel.